cuvântul preferat, bravo, pentru că înseamnă că ceva mi-a ieșit bine și sunt destul de competitiv. Și cuvântul pe care nu-mi place să-l aud este taci. Păi ar fi unul singur și este și preferat pentru că îl tot spun și este și insuportabil pentru că îl spun de atâtea ori. Gen. Preferat cred că este bucurie și cred că pe care nu că îl urăsc, dar mi se pare așa indubitabil. Mi se pare un cuvânt gratuit. Cuvântul meu preferat. Iubire. Nu suport F. N-am pe cineva că vorbește cu F. Acolo m-a pierdut. Cuvântul meu preferat este inspirație. Cuvântul pe care nu-l suport, insolație. Să știi că dacă ar fi să sparg banii pe ceva, pentru că a sparge banii înseamnă să cheltui oarecum fără rost, aș putea spune că pe mașini. Oh, dacă te nu sunt. Foarte multe. Atât de multe încât nu știu ce să zic. Să sparg banii? Tot felul de abonamente inutile pe online. Tot felul de site-uri pe care tot primesc actualizări și mulțumim că ai donat nu știu unde, mulțumim că te-ai abonat, că ți-ai anuit abonamentul. Deci banii mei se duc în aer. Pe vacanță. Sunt foarte rare, deci sparg bani rar. Și când sparg bani pe altceva nu e tocmai o plăcere pentru că îmi tot doresc să-mi cumpăr o casă pe pământ, să am și o piscină mică. Și atunci orice cheltuială este un pas mai departe de această dorință mea. Wow, pe filme, la mall. Dau o grămadă de bani, mă duc și văd toate filmele. Îmi plac foarte mult, îmi place foarte mult să vizionez filme. Și nu mă plictisesc de ele, chiar dacă sunt proaste, stau și mă uit până la capăt, chiar dacă plec dezamăgit. Dar îmi place să privesc filme foarte mult.